Pentru zodialeu, noiembrie 2020 vă găsește receptiv la valorile sociale, cu o sensibilitate crescută față de colectivitate. Conjunctura aceasta vă susține în creativitate, în familie, în studiile oculte. Sunt șanse de câștig cu familia, șanse care au legătură cu originile voastre. Relațiile cu familia sunt bune, chiar putem spune că pot ajunge la superlativ în această perioadă. Evoluții spirituale, artistice pot apărea în familie. Luna nouă din Scorpion vă susține tranzacțiile imobiliare, amenajările, redecorările, confortul emoțional, sprijinul familiei. Aveți ajutor material, financiar din partea familiei pentru un proiect, pentru familie, pentru locuință, poate cu o durată mai mare. Din 21 noiembrie, soarele este în trigonocrație, fiind o poziție excelentă pentru manifestarea pasiunii și pentru a evolua spiritual și să vă afirmați viziunea pe care o aveți, superioritatea, inteligența. Creativi, admirați în ceea ce faceți, ieșiți în evidență, poate teatral. E o perioadă în care puteți fi preocupați de speculații, de distracții, în care puteți să vă lăsați antrenați de copii. Luna plină din Gemeni vă luminează prieteniile, grupul, organizația din care faceți parte sau grupul social, să-i zicem altfel. Puteți să vă implicați în atingerea propriilor dorințe, emoții pot să apară în această perioadă, comunicare care vă poate epuiza totuși, mai ales dacă anumite evoluții nu sunt neapărat cele pe care le doriți. Trebuie să vă concentrați pe posibilitățile care apar de acum încolo pentru anul viitor, să încercați să vă ocupați de lucrurile care țin de viața voastră intimă, de mediul înconjurător, de familie.